Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Vechiul Testament, la capitolul 16, 1 Samuel 16, de la versetul 14. 1 Samuel, capitolul 16, începând cu versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-a zis, iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa și când Duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună, trimite pe fiul tău David care este cu oile. Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând, Te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Amin. Ar vrea, dragi tineri, să vă spun încă de la început că lumea aceasta caută în fiecare zi valori. Pe internet caut să îți cumperi Adidas de valoare, nu? La preț cât mai mic. Toată lumea e într-o căutare de valori. În continuu se caută valori. Știi că firma la care lucrez acum au pus ochii pe tine din, din facultate, nu? Din anul întâi, doi ori venit și au zis, care-s mai valoroși? Că o luat să vadă care are media mai bună, ăștia de la Conti, da, ăștia ați fost vizați din facultate. Uite ce zâmbiți acum, sunteți ca porumbeluri, dați din aripi de bucurie. Și ați fost vizați din, din uh, școală. În continuu se caută oameni, oameni de valoare. Știți că și societatea caută oameni de valoare. De ce ăștia aproape în curcubeu, caută oameni și pocăiți să-i tragă lângă ei. De ce? Pentru că știu că în biserică găsesc oameni de valoare. Știți că și Saul, deși era un om care Dumnezeu se depărtase de la el, știți că și el a căutat un om de valoare, o zis, aduceți-mi un om de valoare, că din ăștia, de umplutură, avea și Saul, să nu credeți, ducea, ducea lipsă din ăștia, cel periau, cel lăudau. Știți că noi, ne uităm unii la alții și după etichetele noastre cam știm cine-i de valoare, cam cine-i fără valoare, nu? Asculți pe ăia ce cântă în continuu că au valoare, au valoare, nu? Aruncă cu euro să-și arate valoarea lui, dar n-are dință în gură, îi tatuat, știi? Dar el cântă de valoare, nu? Știi că unii din voi el, le ascultați muzica și vă credeți mai valoroși că îi ascultați pe, pe ăștia. Eram într-o adunare, odată la... Eu, o biserică și în timpul ce predicam îi sună la unul o melodie din aia de valoare. Nu vă zic cine. El în loc să le oprească, să uite la telefonul la cântat de valoarea lui și ăsta liniștit iasă cu telefonul afară. Să știi ceva, nu că ai suta de euro arată că ești un valoros. Nu că ai pe cineva la braț arată că ești un valoros. Nu că porți nu știu ce haine de valoare. Eram într-o adunare, dar nu vă zic ce etnie era adunarea, și au intrat o soră la un moment dat în biserică, după ce era începută slujba, cu o geantă, după ea trăgea o geantă și scria așa foarte mare pe rochia ei, Gucci, de sus până jos, și săracă, au venit, abia au venit până la scaun, s-au așezat jos și au crezut că dacă are o haină de Gucci, e valoroasă. Vreau în această seară să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, și să vedem șapte semne ale unui om de valoare. Saul o căutat un om de valoare și a zis, aduceți-mi pe cineva care să cânte bine. Să știți că de cântat toți putem cânta. Dar uitați-vă cum căutăm pe YouTube, când te măriți, ce cauți? Cele mai faine cântări de nuntă, nu? Și atunci ați dă, așa căutăm. Cele mai faine acum de sărbătorile de iarnă, cele mai faine colinzi, nu? Nu caută nimeni cele mai bune colinzi. Toată lumea caută cele mai faine colinzi, cele mai faine cântece de nuntă și așa mai departe. Dar Saul a zis un lucru interesant, aduceți-mi un om nu care să cânte fain sau frumos, ci o zis aduceți-mi să cânte un om care știe să cânte bine. Biserica are nevoie de oameni de valoare. Dragi tineri, seara de luni știți ce înseamnă pentru biserică? Pentru biserica toată, știți ce înseamnă seara de luni? Pepiniera. Aici se crez oamenii de valoare. Aici vor fi, aici între noi sunt viitorii păstori, viitorii predicatori. De ce? Că aici e locul unde căutăm tineri de valoare. Și aici crește Dumnezeu tineri de valoare. Trebuia să spuneți amin. Mulțumesc. Dar vreau să vă spun ceva. Să știți că mulți au început ca tineri de valoare și după un an îți vedete. Domne, once, o venit smerit, amărât, mi rușine, nu ăsta. Acum, domne, îl vezi. Pufă e. E ca și mocăniza, nu? Deci, Uitați-vă, dar avem printre noi, de, de fapt nu la noi la biserică, la alte biserici. Nu? Ai coborât din nu știu ce sat de pe munte, ai venit dintr-un orășel micuț, ai venit timid și ai vrut să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Ai început cu harpa ta, ai început cu darul care ți l-a dat Dumnezeu. Și după un an, deja nu mai poți, deja ești... Tu nu mai poți sta lângă nimeni în biserică, tu nu mai poți cânta cu niciun grup, tu nu mai poți sluji cu nimeni. De ce? Pentru că diavolul din slujitor te au transformat în vedetă. Și la predicatori. Domne, ai început de ăsta. Acum, fraților, vă explic eu, cum o zis un frate, după ce am predicat odată la ei în biserică, o zis, fraților, fratele, vă zis, dar vă zic eu acum, acum, măi. Îți dați seama, tot m-au făcut praf, tot. Știți? Așa avem și noi tendința să ne ridicăm pe spatele lui alții, să-i dăm pe alții mai în jos ca să ne ridicăm noi. Nu știu cine e în seara asta, în locul acesta, care Domnul a pus un dar în el. Domnul a vrut să se folosească de el. O văzut o valoare și Domnul a pus valoare în el. Știți ce îmi doresc? Să nu te transformi în vedetă. Să rămâi acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Să rămâi tânărul și tânăra aceea, smerit și smerită, ca Dumnezeu să se poată folosi de tine. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să vedem cum arată un om de valoare. Știți ce ar vrea în seara asta, când plecăm, toți să știm ce avem de făcut tot să știm ce avem de făcut ca să fim oameni de valoare pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Primul lucru, omul de valoare, ce ar vrea să țineți minte, are identitate. Omul de valoare are identitate. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 18, dacă vrei să-l afișezi, spune așa. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul. Adică David avea identitate. Adică pe el nu-l întrebai, bă, tu de ce te, pe tine de ce te cheamă David? Nu știu, tata mere la biserică, tata ipocăit, pocăit, tata, mama mi-a pus numele ăsta. Nu! David avea identitate. Știi ce înseamnă să ai identitate? O zi Sami în seara aceasta, un cuvânt extraordinar, o dat -o, un exemplu despre Saul din Tars. Știi ce o zi Saul? O zi cine ești tu, Doamne? Știi cum îți găsești identitatea? Când pui întrebarea asta, cine ești tu, Doamne? Când întrebi cine e el, Dumnezeu îți va răspunde cine ești tu. Dumnezeu îți va răspunde și îți va arăta cine ești tu. Ca să poți să fii un om de valoare, tu trebuie să ai o identitate. Nu trebuie să vin. Tu n-ai identitate pentru că vii luni la tineret sau vii duminica la biserică. Nu. Ci tu ai identitate dacă te întâlnești cu Dumnezeu. Asta dă identitatea vieții noastre. Întâlnirea cu Dumnezeu. Nu știu, tu poate veni în seara asta în locul acesta și tu nu simți nimic pentru Dumnezeu. Tu nu simți nimic, tu, -ai, tu ai o legătură numai cu seara de tineret, dar cu Dumnezeu, tu nu ai nicio legătură. Omul care e valoros înaintea lui Dumnezeu este omul care are identitate. Vreau să, să ridicați o mână sus. Vreau să întreb, cine e în seara asta în locul acesta și nu-i botezat mâna sus? Nu vă fie rușine, nu vă ceartă nimeni. Și la balcon, și în sală sunt destui de mulți. Vă întreb, aveți vârsta care o aveți? Nici nu mai știu acum care o ridica mâna. Dar de-aia pot să vă, să vă vorbesc. Aveți vârsta care o aveți? Ce mai așteptați? Ce mai așteptați? O venit odată un tânăr, nu știu dacă e aceea în biserică, în birou, să se roage fratele păstor pentru el. Și eram și eu acolo. Și printre discuții, m-am băgat și eu în discuție și îl întreb, zic, auzi, dar ești botezat? A, oh, nu. Păi zic, dar ce vârstă ai? 23. Păi și zic, și ce mai aștepți? Zic, așa m-am gândit că să mai aștept vreo 2 ani de zile și după aia să mă, să mă, botez și eu. Păi ai 23 de ani, ai 22 de ani, ai 20 de ani. Ce mai aștepți? Ce mai aștepți? O zic, mai aștept și eu 2 ani, mai aștept și eu 3 ani. Dumnezeu nu încredințează lucrările sale, nu se identifică cu lucrările Lui în viața oamenilor fără identitate. Vreau să vă dau un exemplu din Biblie. Te rog să afișezi fapte 8 de la versetul 18. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 18 la 21. Auziți, spune cuvântul Domnului că Petru se întâlnește cu, cu, un Simon, vrăjitorul, și spune cuvântul Domnului așa, când a văzut Simon că Duhul Sfânt i-a dat prin punerea mâinilor, le-a dat bani ucenicilor și le-a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, Banii tăi să piară împreună cu tine. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Și 21. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. Căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Dar știți ce spune versetul 13? Afișează-l. Să vedeți ce spune de, de omul acesta. Versetul 13. Că Petru îi spune: Tu n-ai parte, nici sorți, inima ta nu-i curată. Și pune tot de aceea versetul 13. Să vedeți că omul ăsta o auzit cuvântul. Omul ăsta s-a întors spre Dumnezeu cu inima. Și auziți, chiar Simon a crezut propovăduirea. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privia cu uimire minunile și semnele pe care, care se făceau. Uitați-vă la omul acesta, la Simon vrăjitorul. A fost interesat, dar nu de Dumnezeu. O fost interesat de lucrări. Lui îi plăcea să se identifice cu lucrările lui Dumnezeu. N-ați văzut tineri sau oameni care vin și spun eu aș vrea să, să fac și eu minuni ca și cu tare, aș vrea să predic ca și cu tare, aș vrea să cânt ca și cu tare. Păi oameni buni, Dumnezeu nu ne cheamă să fim ca și unul, ca și altul. Au zis și eu, și eu știu din astea, că spun în numele lui Isus. Și eu, și eu pot să-mi pun mâinile. Și eu, bă. Dar știi ce a zis Dumnezeu? Eu nu mă identific cu din ăștia care nu au identitatea în mine. Dumnezeu nu încredințează lucrările lui tinerilor și oamenilor care nu se identifică cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte că vin într-o zi frații lui Iosif la, la, el după mâncare și prima întrebare Iosif care le, opune, le cere buletinul și zice, voi cine sunteți? Știți ce au zis? De identitatea lor. O zi noi suntem oameni de de treabă. Să s-a la Iosef la ei, ziceai că Iosef le-a făcut buletinul. Știa exact identitatea, au zis voi, nu sunteți oameni de treabă. Știi ce au văzut Iosef în ei? Că după 20 de ani ei tot nu s-au schimbat, tot aceiași oameni. Tot aceiași oameni cu șmecherii, tot aceiași oameni cu... N-ați văzut tineri care s-au botezat, care au intrat în apa botezului, dar nu s-au identificat cu Dumnezeu. Și îl vezi că stă pe margine, îl vezi că el nu, nu știe ce are de făcut. Vreau să-ți spun ceva, că atunci când tu te identifici cu Dumnezeu, când ai o identitate în trupul lui Iisus Hristos, Dumnezeu va începe să se folosească de tine. Mulți, și ieri m-a întrebat un tânăr de cei din biserică, o zis, cum știu chemarea care mi-a făcut-o Dumnezeu? Cum știu care-i chemarea mea? Vă spun ceva, când te-ai identificat și ai identitate în trupul lui Isus Hristos, Dumnezeu îți va arăta lucrările care va lucra prin ființa ta. Dumnezeu îți va arăta la ce ești folositor. Dumnezeu îți va pune în inima ta să simți lucrarea care o are Dumnezeu pentru tine. Primul lucru, cum arată un om de valoare? Știți cum arată? Omul de valoare are identitate. Spunea fratele... Uh, Mihalaș, a fost lider de tineret, încercam să-mi amintesc și eu, să-mi imaginez cam cum arătau serile lor de tineret. Fratele o zis că o dezbătut subiectul ăla de căsătorie, cât a zis, trei luni? Noi de vreo trei ani tot dezbatem și tot de n-am reușit, totuși voi ați fost ok. Cele mai multe întrebări, totdeauna nu lipsește când, cu cine și când să mă căsătoresc. Ăstea apar totdeauna, noi ne zbatem de ani de zile și nu reușim. În America s-a făcut un studiu între bisericile evanghelice și or zis la un moment dat că foarte mulți, peste 80% din tineri, care se botează sau nu ajung la botez, pleacă din biserică, e anturajul, e alt mediu, fratele vă poate spune mai mult în privința aceasta. În, România au făcut frații de acolo un studiu și pe tinerii din România. Știți ce au zis? Au zis că peste 90% din tinerii din biserică încheie legământ cu Dumnezeu și rămân în biserică. Eu, eu nu-i suport pe aia care vin și spun, câți au fost la botez? Zece. Cine au fost? Tineri din biserică, ah, tineri din biserică, tineri din biserică. Păi dar de ce tânărul nostru ce să facă? Să meargă să fumeze, să fure, să curvească și după aceea să vină să se boteze? Păi vă spun, e o mare binecuvântare să fii crescut în biserică, în casa lui Dumnezeu și tu la vârsta maturității să te identifici în trupul lui Isus Hristos. Aici începe Dumnezeu să dea valoare. Când te ia Dumnezeu, când ai fost adus la binecuvântare și Dumnezeu din pruncie începe să se folosească de tine, din, din copilărie Dumnezeu începe să-ți dea direcție. Când ai ajuns matur, tu intri în apa botezului. De ce? Că vrei să te identifici cu lucrarea lui Dumnezeu, cu numele lui Dumnezeu. Primul lucru, primul aspect, un om de valoare este omul care arată care, arată care este identitatea lui. Oamenii aceia au zis, am văzut, pe unul din fiii lui Isai, Betleemitul, pe ăsta l chema David. Avea o identitate. Tânăr drag, care e identitatea ta? Ce simți tu pentru Dumnezeu? Ce simți tu pentru casa lui Dumnezeu? Întotdeauna pe David, dacă îl întrebai ce simți pentru casa lui tatăl tu, întotdeauna spunea ce, ce simte pentru casa lui Isai. Tu pentru casa lui Dumnezeu ce simți? Pentru Dumnezeu ce mai simți? Tu ai venit poate plictisit, că ai venit în casa lui Dumnezeu și nu mai te identifici cu nimic cu nicio cântare, tu ești trântit la pământ. Dar vreau în seara aceasta, știți ce să facă Domnul? Să-și pună amprenta lui pe viețile noastre. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, un om de valoare, știți ce mai face? Are o motivație corectă. Întotdeauna, omul de valoare nu are motivații personale, ci are motivații corecte. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemuitul, care știe să cânte. Care știe să cânte. Nu care vrea să iasă în față. Care are o motivație corectă. El știe să cânte. Dar niciodată nu a ieșit în față să zică cine mă la orgă? Du-te mă, cu... lăsați-mă pe mine. Lăsați-mă pe... Nu! Întotdeauna motivația corectă îți va face să, te va face să știi unde e locul tău. Și să știi ceva, când ai o motivație corectă, cei cu care slujești te vor iubi, vor aprecia slujirea ta, vor fi lângă tine, alături de tine. Va zice, da, Dumnezeu l-a ridicat pe omul ăsta, Dumnezeu l-a ridicat-o pe tânăra aceasta. Să știți ceva, când avem motivații corecte înaintea lui Dumnezeu, când avem motivația corectă, Dumnezeu și pe ăia prăpădiți, îi face să ne recunoască valoarea care a pus o pus-o Dumnezeu în noi. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Zice, când o văzut motivația că el știe să cânte, spune cuvântul Domnului versetul 21. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul de el. Gândiți-vă, un om care era departe de Dumnezeu, un om care îl chinuiau duhurile, știți ce au făcut? O recunoscut valoarea care o avea David înaintea lui Dumnezeu. Și au zis, bă, îmi place de el. De ce? Că David nu a venit. Stai, domne, cine ți-o cântat până acum? Nu, cum fac tăzi meseriașii. Cine ți-o zugrăvi? Du-te, domne, zugrăvea, la, lasă-mă, asta. Du-te, cine o cântat la... Ce trup o cântat luni seara? A, ah, stai să vezi când vine rândul nostru, nu? Uitați-vă cam ce motivație avem. Cum o zis o soră la o biserică, eu zis cineva, eu zis, sora, ați cântat foarte frumos. Și sora au zis cu o motivație foarte bună, a zis, și nici nu m-am pregătit dacă mă pregăteam, era, nu? Deci, cam astea sunt motivațiile noastre. Dar uitați-vă, omul de valoare nu are motivația care o vrea el, ci are o motivație corectă. Are o motivație corectă înaintea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni vor să fie văzuți. Ascultă-mă, tineri din biserică vor să fie văzuți. Vrei să fii văzut? Știi cum poți să fii văzut cel mai bine? Stai lângă Dumnezeu. E locul cel mai bun să fii văzut. Niciunde nu ești văzut, nici, nu mai zic ce televiziune, nu te transmite și nu te arată așa cum te arată locul când stai lângă Dumnezeu. Deci eu zic Dumnezeu la Moise, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și îl Dumnezeu pe Moise și zice, Moise, te ridic. Pe Samuel, l-a luat Dumnezeu pe Samuel și l-a ridicat. Și știi ce spune Biblia? Că tot Israel a văzut, că Dumnezeu ridicase pe Samuel. Păi ca să fi văzut, nu trebuie să stai o inima, cura nu trebuie să faci tu ifose că se vede, domne, că nu ești ce trebuie, că nu mai ne încurci seara, nu mai ne disperi cu mofturile tale cu de vrăjala spirituală vrei să fii văzut să investească Dumnezeu în tine stai lângă Dumnezeu și ascultă-mă cum face Dumnezeu să fii văzut? Nu face nimeni te ridică Dumnezeu. De acolo, din satul tău amărât, din, din micimia ta, te ridică Dumnezeu, dar cu o condiție, să rămâi lângă El. O zis Dumnezeu, Samuel, te ridic. Nu trebuie să dea ăștia pe Facebook e, slujba de investire a lui Samuel în slujba de proroc. Nu! Zice că Dumnezeu l-a ridicat pe Samuel și tot Israelul o văzut lucrul acesta. Să știi ceva, dragul meu tânăr, ca să fii om de valoare, tu trebuie să ai o motivație corectă. Tu de ce vii la casa lui Dumnezeu? Tu de ce? De ce ești, din tinerii ăștia care cântați, dacă ar fi să vă întrebe cineva, Dumne, tu de ce cânți luni seara? Păi e programare. Nu? E o motivație. E și asta. E o motivație de-a fără identitate. care e motivația ta? Dom'le, dau un îndemn. De ce dai îndemnul? Păi mă buzdariu. pus Dariu. m trecut pe program și trebuie să dau un îndemn luni în seara. Nu. Nu. Dacă arzi pentru Dumnezeu, tu nu mai vrei să fii văzut tu, ci vrei să fie văzută lucrarea lui Dumnezeu. Vrei să fie văzut Dumnezeu. Când ai o, o motivație corectă, ești un om de valoare. Care e motivația ta? Ar vrea în seara aceasta să ne gândim care sunt lucrurile, care lucrurile care ne motivează în vremea aceasta. Să știți ceva? Uh, motivația corectă s-ar putea câteodată să te țină în locuri retrase pentru o vreme. Gândiți-vă la frații lui David, ăștia erau pe primul loc la înscrieri, toată lumea era recrutată să meargă la oaste. Cine erau primii? Mergea și David, mic de statură, mirosind a brânză, a, nu? a sumanul de lână. Că mă înscriu și eu. Și zicea, stați un pic să anunțăm cine s-a înscris pentru asta. Și începea să-i numere pe toți și iau ce frații lui Iosef. voi, lui David, zice, voi ați intrat în. ați câștigat locurile să intrați în armată. Și David, dar eu, eu pe ce loc îți? Eu ce am câștigat? Un om care avea relație cu Dumnezeu. Zicea, David, tu ai câștigat ceva frumos și tu ce? La voi. La oi. Cum la oi? Pe mine nu mă ia nici anul ăsta. Nu, tu te duci înapoi la oi. Că și Saul o afla, gândiți-vă, o aflat împăratul cu ce se ocupa ăsta. O zis, trimite pe fiul tău David care se află la oi. Până la sus o auzi că ăsta e cu brânza, ăsta e cu laptele, ăsta e cu... Gândiți-vă, ce o fi fost în ima lui David? Când Dumnezeu tot îl ținea deoparte, tot îl ținea. Ascultați-mă, vedetele urcă repede. Doamne, îți face un scandal, nu mai cântă nimeni. Nu mai ea cântă, nu mai ea, numai el. S-ar putea câteodată, motivația corectă, să te țină în umbră. Dar știi ceva? Când Dumnezeu te ține în umbră, Dumnezeu te pregătește ca să te ridice, să se folosească de tine. Dumnezeu începe acolo în umbră să facă valoare sufletului tău, să dea valoare vieții tale, inimii tale. Poate trăiești o vreme în care zici tu că nu te bagă nimeni în seamă. Poate zici că v-am mai povestit odată de Zacheu, da? Și mie nu mi-a plăcut niciodată de Zacheu. Tot în spate, mic, de statură, ca mine, n-am -am suportat niciodată. N-am -am predicat decât anul ăsta, aici la tineret, de Zacheu. Nu l-am suportat niciodată. Că totdeauna mă caracterizat pe mine. să mă dădeau la o parte. Dar să știți ceva. Atunci când ești dat la o parte, tu ancorează-te în Dumnezeu. Rămâi cu motivația ancorată în Dumnezeu. Doamne! Și dacă eu n-apuc să mă bage nimeni în grup, că deja s-au ocupat locurile. S-au ocupat locurile la, la instrumente. S ocup... Eu vreau să rămân tot cu inima lipită de tine. David mergea tot la aceleași oi. Gândiți-vă ce filme își făcea poate în mintea lui, oare cum se bată ăștia? Oare cine, cine dă mai tare? Și el, săracul, tăt cu mâna pe harpă și-o stat acolo. Dar a venit o vreme când Dumnezeu îi spune, David, a venit vremea să te ridic o motivație corectă, ascultați-mă, te va ridica înaintea lui Dumnezeu și te va ridica și înaintea fraților. Vor recunoaște toți, da, asta e investiția care a făcut o făcut-o Dumnezeu. Vrei să fii un om de valoare? Găsește-ți identitatea în trupul lui Isus Hristos. spune în seara asta, Doamne, vreau să mă regăsesc în Tine, vreau să îmi așez viața în mâna Ta. În al doilea rând, vreau, Doamne, să am o motivație corectă. Motivația mea nu-i să cânt eu, și să te bestui cântarea mea. Pentru că o zis, aduceți-mi pe cineva care să cânte bine. Al treilea lucru, omul de valoare înaintea lui Dumnezeu și omul cu adevărat valoros este un om statornic. Auziți ce spune mai departe? Iată, am văzut pe un fiu al lui Saybeth Lemitul, care știe să cânte. Este, el este și un om tare și voinic. Adică, tăria știți ce dă? Statornicie. Omul de valoare înaintea lui Dumnezeu e un om statornic. Să știți? Nu-i tare numai în biserică. Nu-i tare, nu-i statornic numai în luni seara. Ci el are o viață, o trăire de statornicie cu Dumnezeu. Omul acela este un om care își poartă relația cu Dumnezeu la înălțime. Generația tânără, eu m-am bucurat de fratele Mihalaș, ce ne o lăudat. I-am zis, Sami, uite, noi doi moșnegi, ne au zis fratele că suntem generația lui 2000, vă mulțumim din suflet. M-am simțit și eu și Sami, eram ca la 18 ani. Deși eram gen, suntem anii care, care au zis fratele Mihalaș. Să știți ceva, dragi tineri, un om valoros, noi, în generația noastră, în generația voastră, știți ce caracterizează foarte tare? Tineri oscilanți, când sus, când jos. N-ați văzut tineri oscilanți? Voi vă știți! Domne, azi îi rupe nori, cântă la toate instrumentele, îi orice, îi om orchestră, îi om care care saci în spate, ajută, dă banul din buzunar. Dar are un moment când te uiți, bă, dar n-ai mai venit de două săptămâni la biserică, n-ai mai venit la tineret. Frate, ă, acum am o perioadă mai nasoală. Uite zâmbiți, așa ai. Ați auzit astea? Le-a străit, le-a simțit, știi ce arată asta? Că n-ai fost statornic, n-ai fost statornic. O zis, omul acesta îi tare și voinic, adică ăsta nu-i tare numai când vrea să iasă în față, ci ăsta are o relație statornică cu Dumnezeu. David avea o relație statornică. Ăsta nu era, știți ce relație avem noi cu Dumnezeu? Relația lui Iona cu curcubetele. Fost bucuros, slavă Domnului! Fost deosebit! Nu mai putea de bucurie. De ce? Era pornită clima, curcubetele îi făceau umbră. Păi să te lauzi pe Dumnezeu! Că vede clima, că tu n-ai condiții nefavorabile. La tine ai banul, ban, la tine te-o ceru deja, ți-au dat inelul, când alta plânge că i-l-o luat înapoi, tu ești numai pe bucurie. Asta e relația lui Iona. Doamne, când aveam, o, era în bisericile noastre o cântare care zicea, Doamne, când ești lângă mine, sunt voios și merge, ați văzut că o știți. Și zice, zicea cântarea, când ești tu de partea mea, nu mă tem de nimeni. Așa a fost relația lui Iona cu curcubetele. Doamne, extraordinar, eu plăcut, eu plăcut. Dar au venit o vreme când Dumnezeu a îngăduit la un vierme să-i muște curcubetele într-o noapte, în a, a doua noapte. Și zice Biblia că curcubetele acela, care era bucuria lui Iona, că el și-a găsit bucuria în curcubete, nu în Dumnezeu, nu în iertarea care o dădea Dumnezeu nivenilor. Era un om nestatornic. De când eu vorbit Dumnezeu, până, până, la final, parcă tot așa oscilant, când a fost bucuros, când a fost supărat, păi te mir, de ce nu investește Dumnezeu în tine? Știi de ce? Pentru că ești, ai, ai, ai perioade când ai vrea numai să fii la biserică. Și ai perioade când nu mai vrei să auzi de biserică Dumnezeu nu investește în oameni din ăștia Nestatornici O zis oamenii din, din vremea lui Saul și slujitorii lui O zis omul acesta este un om statornic Este un om tare și voinic Știți ce spune cuvântul Domnului 1 Ioan 2 cu 14 Un cuvânt foarte cunoscut Scria Ioan părinților Scria Ioan tinerilor, copilașilor Dar au spus așa la un moment dat V-am scris tinerilor de la jumătatea versetului, v-am scris tinerilor pentru că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Păi Ioan vine și spune tinerilor, dacă biruiești pe cel rău și rămâi tare, Dumnezeu începe să investească în tine. Tu te mir că Dumnezeu parcă investește tot în altul, parcă simți că pe tine te ocolește. Știi de ce? Că oscilezi în relația cu Dumnezeu. Zice Biblia de ăsta, că era de David, că era tare și era voinic. Un om slab în relația cu Dumnezeu. Tineri dragi, tinere dragi. Poate vorbești cu un băiat, uite te care e relația lui cu Dumnezeu. Cât e de statornic în relația cu Dumnezeu. Un om oscilant în relația cu Dumnezeu va fi oscilant și în relația de familie. Un om care e tare în relația cu Dumnezeu va rămâne puternic și în viața de familie. Așa că uite-te bine pe cine ți la braț. Uită-te bine când mergi la bijutier, nu? Să vezi pentru cine e. Uită-te întâi dincolo de chipul frumos, dincolo de înălțime. Uită-te care, care e relația care o are cu Dumnezeu. Uită-te cât e de statornic sau de nestatornic față de Dumnezeu. Pentru că zice Biblia că Dumnezeu și-a investit valorile în David. De ce? Pentru că a fost un om tare întotdeauna. El nu s-a temut. Nu s-a temut. Al patrulea lucru, un om de valoare mai, mai are, îl, îl, mai caracterizează ceva. Spune cuvântul Domnului că David era și neînfricat. Auziți mai departe cuvântul Domnului? Zice domnul, cuvântul Domnului așa, Iată am văzut pe unul un fiu al lui Isai Betleemitul care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic. Știi ce arată războinicul? Știi, ca să-ți imaginezi cam cum era David, știi cum arat, arăta David? Cum e un buldozer? Te uiți la un buldozer că nu-i stă nimic în cale. De ce? Pentru că nu îi era frică. Când toți tremurau, când toți se dădeau la o parte, David o zis, mie nu mi frică. De ce? Știi investiția care a făcut-o Dumnezeu în tine. Știți că ne biruiește diavolul cel mai tare? Când ne, ne îndoim de investiția care a făcut-o Dumnezeu în noi. Când te îndoiești de relația care o ai cu Dumnezeu, știi că atunci diavolul câștigă de pe urma ta? atunci reușește să te trântească la pământ. În momentul când apare, când apare frica. Știți că sunt momente când Dumnezeu va, va, testa să vadă dacă suntem fricoși sau suntem curajoși. Știți că Dumnezeu va testa lucrul acesta? Valoarea noastră va fi testată. Pentru că, să știți, orice mașină, tot ies poleite, toate ies impecabile, cum zic ăștia pe X, nu? Eu mi-am luat odată o mașină cu câțiva ani în urmă și îi scria impecabilă. Și m-am dus la spălătorie și când a dat cu jotul pe la praguri, mi-a sărit spumă poliuretanică din praguri. Și vopseau o sărit și... Dar arăta impecabilă. Știți că testul spălării mi-a arătat ce în praguri? Păi aia multă rugină, în vine, nu mai, nu mai contat. Toți putem să zicem, doamne, domne, mie nu mi frică. Aduce Dumnezeu momente când va testa valoarea noastră. Că tot am vorbit de Simon Vrăjitorul și de Simon Petru. Știți că Dumnezeu l-a testat pe Petru? Că a venit Simon și a zis, uite aceia niște bănuți. Știți ce a zis Petru? S-a uitat la el și ce a zis? Domnule, te rog frumos, să nu vii cu mită la mine. Te rog să mă lași cu șpaga. Să mă lași. Nu, știți ce a zis? Banii tăi să piară împreună cu tine. Ce au zis Psst! băi, ăsta e businessmanul bisericii. Tăcieți, nu, cum să-i spui, domne, așa ceva? Cum să-i spui la ăsta care are jumătate din Timișoara la el în buzunar? Cum să-i spui așa ceva? Să știi ceva? Când ești în relație cu Dumnezeu puternică și ești ancorat în valorile care le-a pus Dumnezeu în tine și relația ta e curată înaintea lui Dumnezeu, tu n-ai de ce să te temi. La Petru nu i-a fost frică de câți bani avea Simon. Nu era frică de relațiile care le-au avut. Pentru că, să știți, diavolul va veni prin cei de lângă noi să ne intimideze. Va veni prin maică ta care poate e nepocăită, prin taică tu, prin neamuri, prin colegii tăi, să aducă teamă în viața ta. Tu rămâi ancorat, rămâi buldozer pentru Dumnezeu. Rămâi acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Să știți ceva, oamenii se testează la vreme de încercare. Dumnezeu își testează slujitorii la, la vreme de încercare. Ștefan, o fost, cât a fost de curajos. O venit vremea când Dumnezeu l-a testat. Știți ce a făcut dacă citiți în fapte șapte? O să vedeți. O să vedeți uh, uh, predica care o ținut-o Ștefan. O să vedeți curajul care l-a avut ștefan. Pentru că a o, o, o avut o predică foarte tăioasă. Martirii, de ce ori putut să meargă în, în fața animalelor sălbatice, în fața leilor, cu copii în brațele sfârșit. Le sfârșea copilul în brațe, îl mânca de viu. Și mama s-a uitat la el, cum îi sfâșiat, și începea să cânte în arenele romane. De ce? Pentru că erau neînfricați. Tu poate ai lucruri în viața ta de care te temi. Știi de ce te temi în vremea aceasta? Pentru că diavolul ți-o lua curăția de inimă. Diavolul ți-o lua curăția de inimă. Și normal că nu te mai poți uita în ochii cuiva. Trebuie să întorci capul, tu nu mai ai curaj. De ce? Pentru că diavolul ți-o luat inima aia sinceră s-au murdărit ochii, s-au murdărit inima, s-au murdărit cugetul și tu nu mai ai curajul să dai față în față cu Goliat. Pentru că știi că viața ta nu a fost acolo la înălțimea la care o vrut Dumnezeu. Știi ce spune Biblia? Că frații lui David în fața lui Goliat, că la fel i-a și pe ei Dumnezeu. Eu pus, nu, mergeți, bateți-vă cu... Acum ați tras la sală, ați fost selectați cei mai grozavi. Și au zis, nu, no, nu no, ni frică. Noi nu ne băgăm, Domne, noi suntem neutri, nu, nu ne băgăm, dar să știți ceva, David a știut întotdeauna valoarea lui înaintea lui Dumnezeu și nu s-a temut nici de Saul, nu s-a temut de Saul, că zice Biblia că venea două rău, David nu o lua la focă, ci începea să cânte, începea să cânte, nu s-a temut nici de Goliat, dar vă mai spun ceva, pentru că știa valoarea care e în el, el nu s-a temut nici de frații lui. Nu? Că au venit ăștia, parcă ăștia au fost mai, mai teribil decât golia, Domnului. I-au aruncat niște cuvinte, știm noi, mândria inimii tale. Au început să îl bagiocorească. Știi ce a făcut David? Nu s-o temut. De ce? O știu valoarea care era pusă de Dumnezeu în el. Tânăr drag. Știi ce ar vrea? În seara asta, să încep să guși din valoarea care o dă Dumnezeu unui tânăr. Să guși din valoarea care o dă Dumnezeu unui suflet, unei, unei ființe. Și ar vrea Dumnezeu în seara asta să te facă neînfricat pentru el, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut foarte multe conferințe din astea de tineret, neînfricat. Sunt faine conferințele de tineret, neînfricat. Dar știi unde se vede dacă ești fricos sau nu ești fricos, știți unde? În fața încercării. Nu știu ce încercare te așteaptă, dar știi ce îmi doresc? Să te ancorezi în Dumnezeu și la vreme de încercare tu să rămâi neînfricat. David a rămas neînfricat, și în fața lui Goliat și în fața lui Saul. O rămas, era ca un buldozer, o zis ăștia, o recunoscut, o zis ăsta, îi tare și voinic, un războinic. Ăsta nu se de la o parte. Mai departe, al la lucru, știți cum mai era David? Și omul de valoare înaintea lui Dumnezeu este omul care vorbește bine. Auziți ce spune? Este un om tare și voinic, un războinic. Cinci, spune că vorbește bine. Un om de valoare înaintea lui Dumnezeu vorbește bine și de bine. Un om de valoare întotdeauna are puterea să vorbească de bine. David a fost batjocorit și dacă vrei să afișezi 1 Samuel 17 cu 23 și 24, două versete extraordinare care arată cum s-au comportat frații lui cu el. Și auziți, pe când vorbea cu ei, iată că filistianul din gat, numit Goliat, a ieșit în, și a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit filisteanul aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Și auzi, toți s-au tras la o parte și au rămas David singur. O rămas David singur. În momentele de încercare se vede ce vorbește, ce scos pe gură. În momentele de test, nu știu, la școală, la acasă, la lucru, Dumnezeu îngăduie să fii testat. Îngăduie să fii testat printr-un duh rău, să te chinuie, să vadă ce scos pe gură, să vadă cum gândești, să vadă cum acționezi. Și auziți ce spune îi aceia un verset tot în capitolul acesta, versetul 26. Să vedeți ce face David, cum știe David să vorbească. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acela și va lua o cara de deasupra lui Israel. Și auziți cât de bine vorbește David. Cine este filisteanul acesta? Acest netăiat împrejur ca să o cărească oștirea Dumnezeului celui viu? Ce face David? Vorbește bine pentru Dumnezeu. Vorbește, zice, mie nu mi frică. Eu sunt tare și voinic. Nu ca să cucerez, nu ca să arăt eu la mai eu, pe uh, 9 grade să ies în mai eu pe balcon să mă vadă lumea. O zic, nu, eu sunt voinic. Nu să-mi arăt mușchi, ci să lupt pentru oștirea lui Dumnezeu. Eu sunt voinic, eu sunt valoros ca să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Să știți, în momentele de cumpănă, e foarte important ce vorbești, ce scos pe gură. Pentru că știți bine că odată cuvântul scos pe gură, nu se mai poate întoarce înapoi. Versetul 32 și 37, tot aici din capitolul 17, spune ceva frumos, David. Pentru că atunci când tu știi valoarea care o ai în tine și ce o investi Dumnezeu în tine, să știi ceva, tu vorbești bine pentru împărăția lui Dumnezeu. La el a descurajat. Tu ești omul care îi dai cuvânt de încurajare. David i-a zis lui Saul, când toți erau la pământ, când toți s-au tras în spate, când Saul era numai cu cafeaua în mână să-și revină de la, de la oboseală, și se ridică David în fața lui și îi spune așa, nimeni să nu-și piardă nădejdea. Cum, David? Tu vii să ne spui să, ne, să fim curajoși când toți tremurăm de frică? Și o zis, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filistianului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Și versetul 37, David a mai zis, Auziți cât de bine vorbește David. Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Dacă vă uitați, valoarea, un om valoros, întotdeauna îl va pune pe Dumnezeu pe primul loc. Întotdeauna va vorbi bine într-o lume în care toți spunem, ai auzit că ne închide, ne blochează, gata, suntem asta. Tu să fii omul care să spui slavă Domnului că pot continua cu cititul Bibliei mai mult. Să găsești cuvântul de ridicare. Să spui, n-ai vrea să citim împreună în online, să ne punem pe video mai mult și să citim. De ce? Că atunci când ai valoarea lui Dumnezeu în tine, tu nu ești legat de mol. Eu îți la pământ dacă nu mai merg în mol, nu? Dacă nu mai mânci la... Nu mai zic unde mănânci, acolo aripioarele, nu mai încap în cutie câte, câte scumperi. Când ești valoros și știi valoarea care a pus-o Dumnezeu în tine, tu nu ești legat de lucrurile exterioare, ci tu ai o relație personală cu Dumnezeu. David o zis, mie nu mi-e frică, eu vorbesc bine, pentru că știu că Dumnezeu e lângă mine. Întotdeauna să ne dea Dumnezeu în mintea noastră și pe buzele noastre cuvântul lui cel bun, slăvit să fie numele Domnului. Șase, Știți cum mai a fost David și cum arată omul de valoare? Este frumos la chip. Știți că omul de valoare e frumos la chip? Uitați-vă la tinerii, îi cineva ce în biserică, s-a botezat într-o miercuri, nu vreau să-l ridic în picioare. Știți ce am văzut la el? Un om, un tânăr din lume, legat de diavolul în multe moduri. Știți ce am văzut din miercuri aia? Că parcă e frumos. Până atunci l-am văzut, cum l-am văzut? Nu-i zic acum. Dar vă spun, îi deosebit, ia ce în biserică cu soția lui. Vă spun, când te împaci cu Dumnezeu, când ai o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu îți dă frumusețe. Te uiți la câte una, mai vine și pe la microfon. Săraca! Știți de ce? Că nu are o relație cu Dumnezeu. Păi vrei să fii frumos, apropie-te de Dumnezeu fă, refă legătura cu Dumnezeu. Să știi, Dumnezeu, uitați-vă la care se botează. După ce Dumnezeu i-a eliberat de patim, după ce i-a eliberat Dumnezeu de legături diferite, multe, știi ce face Dumnezeu? Îi dă frumusețe. Eu, toți o recunoscut și o zis, omul ăsta e viteaz, îi voinic, care de toate, dar e și frumos la chip. E și frumos la chip. Dumnezeu i-a dat frumusețe la David. Pentru că vine înțeleptul Solomon și îi zice ce spune, ce face farme cu unui om este șmecheria lui, domne, banii lui, asta ne farme ca acum, domne. Cu ce mașină au venit? Cât? Au venit de la Londra, da, e cu volan pe dreapta, e bun, e ok, decapotabile. Vezi, astea sunt lucrurile care te fascinează în vremea aceasta. Dar au Solomon, ce face farme cu unui om este bunătatea lui, adică frumusețea, ce face frumusețea unui om. Că degeaba al ei bogat și un câine la suflet. Degeaba, că duci o viață de câine duce o viață de, de luptă, de, de amărăciune. Să știi ceva, omul de valoare, care e valoros înaintea lui Dumnezeu, își păstrează frumusețea în orice condiții. Știți că noi am ajuns să ne schimbăm caracterul din copii ai lui Dumnezeu. Vine o încercare, o lovitură, ne zice cineva ceva, media ne crispăm, ne supărăm, îi trântim, ne trântezi și ei. Uitați-vă, de exemplu, pomic fructifer, cireșul, mergi și dai cu băta în el. Vă întreb, face tot cireșe sau își schimbă fructul? Tot cireșe face. Am auzit pe cineva, acum au zis că nu-i mai rodește nucul așa cum trebuie. Și au zis că fratele lui era lângă el și au zis, auzi, îți spun ce trebuie să faci. Bate niște piroane aproape de rădăcina nucului, zice, bate niște cuie în, în nuc și o să vezi că din toamnă va începe să rodească mult mai bine. Și într-adevăr așa era. O zis, când își pierde puterea, îi, îi produci niște dureri și în momentul acela el din nou începe să rodească. Dar știți cum facem noi? Parcă ne urățim când cineva ne lovește. În loc să plecăm, să ne vedem, lasă-l, domne, cu piatra. David, când au venit frații lui și au zis, noi pe tine, du-te, domne, de aici. Știți ce a făcut David? Spune Biblia că David s-a întors de la el și a vorbit cu altul. De ce? O zis, bă, ăsta te mă lovește. Păi nu mai sta lângă ăla care te lovește. Nu că ăsta îți va, va, va începe să -ți schimbe caracterul, va începe să schimbe roada. Și nu o să mai dai uh, cireșe. Nu o să mai produci cireșe. O să produci, nu știu, scaieți, cactus, o să ajungi să fii în biserică, nu? Cu baticul cu pe cap, dar o să fii un cactus. O să fii uh, un băiat merit, dar o să fii acru, amar înăuntru. Să știi ceva? când ai o relație cu Dumnezeu, valoarea din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă frumusețe la chip. Frații mei, dragi tineri, nu mai sta mult în oglindă, apropie-te de Dumnezeu. Dumnezeu e cel mai bun salon de înfrumusețare. Trebuia să spuneți amin, mai ales fetele. Fetele, e greu, cum să renunți tu la trusa ta aia, stil medical, cu, cu toate ustensilele. Dar să știți, cei mai frumoși oameni, știi care sunt? să ia sinceri. Ăia care se pot uita în ochii unei fete, care se pot uita în ochii unui băiat, care se pot uita în ochii părinților, Astea, ăștia, cei mai frumoși tineri, cei mai frumoși oameni, să care au sufletul curat, care au ochii curați. Nu-l vezi că el, o trecut una, mai întoarce capul, nu? Ăla nu-i, ăla se urățește. Dar tânărul frumos, fratele, sora frumoasă, e aia care are viața curată înaintea lui Dumnezeu. David zice Biblia că era frumos la chip, n are avea probleme. Nu avea probleme din astea să nu-l prindă, să nu-l găsească. Era un om frumos la chip. Și ultimul lucru, șapte. Știți cum arată un om de valoare? Omul de valoare este încununat de prezența lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului așa, și Domnul este cu el. Este războinic, vorbește bine, este frumos la chip, dar mai mult decât toate lucrurile care le-am enumerat până acum, Zici, toți din afară au Domnul este cu El. Tineri dragi, ascultați-mă, dacă Domnul este cu tine în fiecare zi, se va vedea și când vei cânta cântarea. Se va vedea în cântarea ta, se va vedea în slujirea ta, dacă Domnul a fost cu tine în fiecare zi. Pentru că foarte mulți umblă cu Duhul lui Saul, cu mizeria lui Saul. Și vor să vină să cânte că Domnul e cu ei. Că Domnul îi, îi păzește, că Domnul îi ridică. Dar să știți ceva, tineri, se, biserica simte dacă noi am umblat cu Dumnezeu sau dacă am umblat fără Dumnezeu. Toți ori simți și știți ce ori zis? Domnul este cu el. Se simte, mă. Se simte. Simți ceva la cântarea lui. Adult Saul, adult pe David. Că se simte când ăsta cântă. Mulți cântă, credeți că numai David era cu harpa? Erau foarte mult, foarte mult. ca și în vremea asta, de cântat toți putem cânta, de predica toți putem predica. Dar ascultați-mă ce face diferența slujitorilor, știți ce face? Însoțirea lui Dumnezeu. Toți au recunoscut, Domnul este cu David. Știți ce îmi doresc? Să recunoască colegii tăi, Dumnezeu e cu el, Dumnezeu e cu ea, să zic că nu pot să fumez, de ce? Că asta e pocăită, iar mi rușine să fumez de față cu ea. Știți ce face diferența între noi? Însoțirea lui Dumnezeu. Însoțirea lui Dumnezeu. Nimic nu-i mai frumos decât să te însoțească Dumnezeu. Dar să știți, foarte mulți caută prezența lui Dumnezeu, dar numai duminică. Fără identitate în Dumnezeu în fiecare zi. Foarte mulți vor o slujire din asta samsonică. Știți cum e slujirea samsonică? Adică o zis Samson în brațele Dalilei, Diți, vă legăna Dalila și când s-a trezit tot în brațele ei, o zis, voi face ca mai înainte, adică mă voi scutura. Adică eu știu să predic, știu să cânt, nu mai știi ce nu mai știu Samson? Că Domnul nu mai era cu el, că Domnul nu mai era cu el. Tânăr drag, dacă ar trebui să pună Domnul, aci pe ecranele noastre, este multe. Să pună numele noastre pe care ne mai însoțește Dumnezeu în vremea aceasta. Oare câte nume ar mai fi? Din sutele de tineri care suntem în seara asta. Oare numele tău ar fi scris pe ecran, Eu, Domnul, sunt cu ea, Eu, Domnul, sunt cu el? Sau, invers, câți dintre noi am fi scris pe ecran că Dumnezeu nu mai e cu noi? Știți ce cu ce am început citirea din seara aceasta? Auziți, Duhul Domnului s-a depărtat de Saul și a fost muncit de un Duh rău care venea de la Domnul. El a rămas împărat, el a rămas membru în aceeași biserică, a fost la alt, la corul de tineri, a fost la fanfare, la trompetă, la basfligon, la ce a fost. Dar știți ce a făcut diferența? Zice că Saul nu mai era însuțit de Dumnezeu. David a avut un singur moment în care o dorit cu toată inima Domnul să nu fie cu el. Să nu știe Dumnezeu de deci ce. Un singur moment în toată viața lui. Și știți ce spune Biblia? Că Domnul știa, era acolo. Știți când? Când au păcătuit. Când au păcătuit David, Domnul era tot acolo și l a văzut. L-au văzut și a zis, David, sunt tot aici. Doamne, n-aș vrea să fi. Teologii vorbesc că ar fi durat undeva spre un an de zile, câteva luni bune, de când David a păcătuit până și-o cerut iertare înaintea Lui Dumnezeu. Frații mei, tineri dragi, vreau să-ți spun în, în seara aceasta că nimic nu distruge generația noastră cum distruge păcatul. Nimic nu distruge un tânăr și un om cum distruge păcatul. Citeam zilele trecute, zicea că fierul, nimic nu distruge fierul cum distruge propria lui rugină. Nimic nu-i distrus! Și nu distruge fierul, nici focul, nici ciocanul, numai îl îndoaie, dar fierul rămâne tot fier. Știți ce? care e marea problema fierului? Propria lui rugină, care începe să mănânce din el. Tânăr drag, să știi că nu Dumnezeu îi vinova că ești în starea asta. Știi care e problema? Rugina păcatului care o ai în viață. Crezi că Dumnezeu nu are daruri pentru tine? Crezi că Dumnezeu nu are direcție pentru viața ta? Dar și tu ești ca David, tăcut, apăsat, închis în tine închis și ai vrea ca să nu știe nimeni, să nu afle nimeni. Dar știți ce face Dumnezeu? După luni de zile, îl trimite pe Nathan la David și du-te și spune că eu știu unde a fost. Eu știu ce au făcut. El se ascunde de mine. Dar du-te și spune că eu știu unde a fost. Și știți ce face David? Începe David să scrie, să scrie Psalmul 51. Și începe să scrie David și la un moment dat spune așa, când au văzut că totul s-a prăbușit în jurul lui. Știți că generația noastră e generația lui David, foarte bine, seamănă. Și ridicată de Dumnezeu, cum a fost și David. Sunt oameni în generația noastră, ridicați spre cum au fost, fost ridicat David. Dar să știți că sunt mulți căzuți, exact cum a căzut David. Ascunși în ei, închiși, în mintea lor, nu cumva să-i descopere, nu cumva să, să afle cineva. Și începe David să scrie psalmul 51, psalmul durerii vieții lui. Și scrie așa zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Păi David, de ce zici să zidesc o inimă curată în tine? Pentru că nu mai sunt la curat. Pentru că nu mai am a -a inima aia sinceră. Pentru că nu mă mai pot uita liber în ochii doamnelor, în ochii băieților. De ce inima mea a apăsat. Și o zis David, nu mă lepăda de la fața ta. Și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Tânăr drag, poate ești în vremea aceasta și stai la balcon să stai aceea în sală și tu duci istoria lui David. Întrebi pe Dumnezeu, Doamne, dar pentru mine n-ai nimic să lucrezi și cu mine. Știi ce spune Dumnezeu? Cum eu zic la David după, nou, după luni de zile, eu zic David, eu știu, știu starea. Știi ce așteaptă Dumnezeu? Să scrii și tu în seara aceasta psalmul 51 pentru tine. Să spui, Doamne, înaintea ta am păcătuit. Am păcătuit, am întristat. Zidește în seara aceasta o inimă curată în mine, Dumnezeule. Poate ești în seara asta apăsat de mocir la păcatului. Poate ai lucruri care te apasă și ești nu ca David, ești ca Saul, muncit de un duh rău. Mintea ta e muncită de un demon. Telefonul tău e muncit de un duh rău. Inima ta e murdară înaintea lui Dumnezeu. Știi ce aș vrea? Uitați-vă ce liniște îi. Simțiți liniștea care e în, în momentul acesta. Parcă nu-ți mai vine nici să zâmbești. Nu-ți mai vine nimic. De ce? că simți că nu ești omul ăla care te vrea Dumnezeu. Ai căutat valori prin lumea aceasta și ai rămas mai gol, mai trântit la pământ. Dar știți ce e frumos? Că David, Dumnezeu îl trimite înapoi pe Nathan la David și îi spune, du-te și îi spune -i că l iert. Du-te și îi spune -i că îl primesc. Du-te și -i spune -i că îl primesc înapoi, îl ridic. Știi ce ar vrea tânăr drag în seara aceasta? Ce am cântat la început? Să fie o seară în care sufletul tău să-L pe Dumnezeu. Sufletul tău să primească iertare din partea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Le-am zis tinerilor să pregătim o cântare. Am simțit să cântăm din partea, din partea Domnului, să cântăm o cântare. Cântarea aceasta care o știm pe de rost cu toții. Haideți în față. Parcă o știm și nu ai nevoie de, de nici de proiector, n-ai nevoie de nimic. Și aș vrea în seara aceasta, dacă simți că diavolul ți-o lua valorile din partea lui Dumnezeu, dacă te simți abandonat, sărac sufletește, dacă simți că viața ta nu mai are rost, îți spun ceva din partea lui Dumnezeu, Domnul te primește în seara aceasta. Domnul te iartă în seara aceasta. Ar vrea să fiu pentru tine un Nathan pentru David. Să-ți spun din partea lui Dumnezeu Că dacă îți ceri iertare și dacă îți pare rău că ai dat valorile din partea lui Dumnezeu pe valorile lumii, Hristos îți poate umple în seara aceasta sufletul tău. Aș vrea să cântăm din cântarea aceasta și dacă simți să închizi ochii, închidi ochii înaintea lui Dumnezeu. Cântarea aceasta care o știm cu toții care spune, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Poate n-ai o identitate în Hristos în seara aceasta, dacă te simți apăsat și trântit la pământ, dacă simți că ai lucruri, poate din, din șapte, numai trei le-ai împlinit și simți că ai valoare înaintea lui Dumnezeu, dar nu le ai toate. Am văzut în seara asta cum arată un om de valoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă să-ți dea valorile lui. Dacă ai vrea în seara aceasta să primești valoarea din partea lui Dumnezeu, în timp ce vom cânta, ridic o mână înaintea lui Dumnezeu. Cântă cu o mână sus ridicată și spune, Doamne, am nevoie de Tine. Am nevoie de eliberarea ta, am nevoie de iertarea ta. Am nevoie să-mi dai identitate, nu mai aștepta până anul viitor. Mâine seară vin o la rugăciune și îmi spune fratelui păstor, dați-mi o cerere, că vreau să începem o nouă listă de botez. Vreau să-mi găsesc identitatea în Hristos. M-am săturat de mizeria lumii, m-am săturat să mă simt tot fără valoare. Vreau să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu să înceapă să investească în mine. Haideți să cântăm din cântarea aceasta. Și dacă în timpul cântării simți că ai nevoie de Dumnezeu, acolo unde te afli, închidi ochii, cântă, dar ridic o mână înaintea Domnului și spune, Doamne, sunt aici și mă simt trântit și am nevoie de ridicare, am nevoie de iertare, am nevoie de eliberare și Domnul să o facă în seara aceasta. Haideți să cântăm împreună! Zidește în mine o inimă i don't